Dar Bianca, de nou. El tocmai era pe Instagram și s-a întors aici în platou. Cum era asta introducerea? Se iubesc pe Instagram. Se iubesc pe Instagram. Dar să știi că ne mai iubim și pe acasă. Ba, și... oricum am văzut că nu faceți un sincretism din conturile de Instagram. Nu vi le... nu faceți cross-posting. Cum? No, asta fac cu partenera mea, Tanase. Cu el mai răruț, așa, mai pe răruț? Vacanțe. Mai răruț? Mai da, răuți, da, dar bine. Ăsta e, am înțeles. Aici o să mai lucrăm. Ai rămas acolo, da, nu? Da, 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 mi-a plăcut mult. Ție ți-am lăudat Instagram-ul de fiecare dată. Dar da, și tu pui niște poze, pe cuvânt, dacă nu mă enervez în fiecare dimineață. Numai palmier, numai insulă, numai șezlonguri din alea frumoase. Și el e chiar aici cu tine pe fotoliu, adică ține să crezi? Păi acum că am fost plecați, dar în rest nu. Suntem aici, în București. Nu vezi poze cu București, nu? Văd și pozele cu Bucureștiul și bine faci că postezi. Ești unul dintre cei care postează foarte des de aici, de la noi. Care a fost ultima vacanță, deci? Sri Lanka și Maldive. Doar 2 săptămâni, din păcate. Doar 2 săptămâni? Doar... Inițial mi s-a părut enorm, pentru că aveam foarte multă treabă în București și am zis, Doamne, ce o să mă fac? Și după vreo 4 zile am zis, Doamne, dar mai vreau încă o săptămână. Știu că sunteți de câți ani sunteți împreună? Nu știu, de câți ani suntem împreună? De 6 ani. De 6 ani? Da. Chiar habar n-am. Și ați făcut un fel de căsătorie, de asta în secret? Știu eu bine? Da. Ne-am căsătorit după un an de când ne-am cunoscut. Da, nu atât de mare atât secret. Că mod... el nu știa. Da. N-a aflat nimeni. Nu, la modul că gen cununia de aia de la primărie, nu știu cum se numește. Stare civilă. Așa. A fost civilă, da? A fost făcută pe blat, adică gen doar cu părinții noștri și cu chiu cu vai a intrat bunica sa, că era pe lista scurtă și la adică taică s-a sunat și a zis: "Domne, ai vrea și totă și bunica?" Și zice: "Ok, hai, să mai găsești un biscot și pentru bunica, da." Și am mai luat un pahar de după un an de la civilă, ne-am decis în primăvară, în aprilie, cred, hai să facem și religioasă. Dar am făcut o nuntă într-o lună jumate, cam așa. A fost foarte greu că am făcut-o la final de iunie, cea religioasă, și nu era mai nimeni prin oraș. Tot a fost spontan la noi. Dar data asta s-a... Uite, ciudat la tine, pare că... Nu mă recunoști, eu sunt. Am avut o nuntă de o lună jumate. Asta a organizat nuntă într-o lună jumate. A început și a durat o lună jumate. M-am emoționat, probabil, și am vorbit prostii. Așa sunteți și acasă, toată ziua, bună ziua, mai rău? Spune-mi cum te-a surprins o travas noapte la miezul nopții, la trecerea între... Pe Valentine's Day sunt asta, știi, din nebunia mea. L-am surprins eu cu o pernă nouă. Cu o pernă în ochi. Ergonomică. Și cred că s-a bucurat foarte tare. La 12 noaptea dormeam, pentru că sunt foarte obosită după această vacanță. Sunt pe un jet lag total. Din vacanță. Băi, vacanța de asta, crede-mă că nu-i cu odihnă. Adică în fiecare zi eram în alt loc, în fiecare zi călătoream undeva la 4-5 ore cu mașina, coboram, urcam dealul munți. Da, ușor nu e, adică e... Dacă vrei să vezi. E programul ăla nasol. Aproape că îmi pare rău că ai fost în vacanță. Da, da, chiar îmi pare rău, dacă poți să-i dea banii înapoi, eu știu. Și data viitoare, dacă e așa de obositor, lasă-mă să mă duc eu în locul tău. Da, să găsim pe altcineva care să... Mă, tu cu cine ții, mă? Sunt curios cum ai fi deschis dacă în loc de Sri Lanka cu o travă, ai fi fost cu Asia Express în Sri Lanka, de exemplu. Băi, chiar ne-am gândit la treaba asta cu Asia Express. Eu cumva sunt incitată de aceste tipuri de emisiuni, însă el e foarte anti și de câte ori ni s-a mai propus câte ceva, a trebuit să... refuzăm. Ați parat din cauza lui Trump. Dat-o pe el. Nu din cauza mea. Eu sunt foarte comod. Mie îmi plac toate lucrurile din... Bine. De canapea sau de undeva. Adică... Românul e tot român, că voi îmi place, noi românilor ne place să umblăm eleganți pe peste tot. Voi în Suedia ați fost foarte aranjați și eleganți. Ce ați făcut acolo de a-ți apărut așa, dar a rămas toată lumea surprinsă? Păi, da, la Stockholm, nu? Am avut o treabă. Ce? Am într-o noapte, în timp ce dormeam, cu o zi înainte să, cu o seară înainte să plecăm la aeroport, am auzit o alarmă de incendiu care tot insista și ca niște români veritabili ne-am îmbrăcat încet în cele mai bune haine pe care le aveam acolo, ne-am pus tot ce era mai de preț pe noi și am coborât într-un final glorios când nici nu mai suna alarma, jos era plin de oameni îmbrăcați în halate, în pijamale, căci era 2 noaptea, dar noi doi... Care cumva să se dea pe la vreo televizor. Aveai și hotelul ăsta fără să am eu ăsta pe mine. Păi dacă ne filmează și de acum când aveai și noi hainele mai bune și știi cum e, că ții la ele la hainele mai bune. Ăia probabil suedezii nu țineau, adică îi durea fix în 14 de hainele alea. Dar noi chiar țineam la ele și atunci eram îmbrăcat mai încet și într-adevăr eram...
Da, dar în cazul în care ar fi luat foc hotelul, era îmbrăcat frumos? Era îmbrăcat frumos, asta era, da. Spuneți-mi, vă rog, cum va decurge ziua de acum, de la ora 1 până diseară, ce faceți? Ca orice altă zi din viața noastră. Nu sărbătoriți? Nu, pentru că asta vorbeam și acum în spate, că înainte, în alte relații pe care le-am avut, cumva Valentine's Day era ziua în care... A avut și alte relații, adică asta e... Îmi pare rău că a trebuit să afli acum, chiar îmi pare rău. Am uitat să vă zic asta, da. Dar zi mai departe. Nu știa, iubire? Nu, hai că aflăm acum, s-o grămadă de chestii. Eu am crezut că sunt primul, dar n-am. Ce relații și cu cine și în ce fel? Important era că Valentine's era singura zi în care primeai asta totul. Și o sărbătoreai cu alții, nu? Ceea ce vreau să spun este că eu primesc tot ce-mi doresc de la soțul meu în fiecare zi, deci nu simt nevoia ca această zi să o potențez foarte tare. Mai zici ceva acum, mai poți să zici like ceva. Și share, ce să mai zici? Da, și share. Noi, mi-aduc aminte că de părinții mei... Tot din alte relații ți-aduce aminte? Day, erau fierți pe Valentine's Day. Hanuca asta, ce sărbătoream? Halloween, da. Halloween era fiecare an. Mi-aduc aminte, mergeam la mamaie la țară și tot timpul era... Și mâncai avocado. Avocado, da. Mergeam la culeg. Da, nu, noi nu sărbătorim de asta, nici cu Revelion nu suntem foarte entuziasmați. Voi ați sărbătorit? Voi sărbătorit? Da, Iana, e fiertă, mamă, știi cum e pe... N-are cu cine, dar tot dă mesaje. Se pare că e fan. Da, ce? Nu. Are tatuaj. Să vă povestească o întâmplare de ziua ei cu fostul soț. Tot din altă relație. Cum a venit ea pregătită la... Pot să zic, mă, le zic oameni, n-am cum să nu zic acum. 14 februarie. Era 15 decembrie, dar Diana are 14 februarie în fiecare zi. Și era într-o relație, era și ea căsătorită. Era și... Lasă-mă să zic. Era și ea căsătorită, hai că nu zic chiar tot. Era căsătorită și își aștepta, bineînțeles, cum face orice doamnă, bărbatul acasă, cu o surpriză. Pot să plec? Mai așa, mai, dacă mă înțelegeți, o surpriză. M-am gătit mai de... Era mai gătit așa. Gătise în seara. Bărbatul trebuia să vină pe la 1 acasă. N-a venit, a ajuns pe la 3-4, nici n-a ajuns nici măcar singur. S-a îmbrăcat Diana într-un traininguț frumos și a pus peste desurile alea, s-a dus după bărbat. Care bărbat când a ajuns acasă s-a uitat la ea așa. Mai vorbești? Salut pe domnul Niculescu. Și s-a uitat la ea așa, a văzut-o în desurile și a zis: tigroica mea. Și de acolo am mai decurs niște treburi, dar nu pot să vi zic chiar pe toate la televizor. Dacă nu s-a înțeles bine tigroica mea, că era puțin. Tigroica mea. Te bucuri acum, Diana, ești fericită că s-a ești fericită că m-ai cunoscut? Ok, mișto povestea. Dau un număr de telefon. Pentru alte, dacă mai ai să-mi povestești, Claudiu, câteva, le zic pe post cu drag. Ce mai e pe Instagram? Da, e bine, e bine. E foarte bine pe Instagram. Sri Lanka pe Valentine's Day pe Instagram-ul nostru, stați liniștiți. Sărbători fericite de Valentine's Day, vă urez. Să vă fie bine. Toate cele bune, da, cozona cu masă. Simt că trebuie să plec repede pe ultimul sloc, că Diana e cu... Să păi nu ți se pare normal? Dar cu ea n-ai o poveste? N-ai și cu ea o poveste? Ca măcar să... Nu. Nu? Încă nu. Mai am până la finalul lunii zic toate n-am poveștile. Divorțat, încă n-am divorțat ca să am poveștile de spus. Sunt încă căsătorită. Eu ia vezi. Aoleu, am simțit veninul. O travă ca să rămân în context. Mulțumim, Diana. Și noi vă mulțumim. Sărbători fericite. Toate cele bune. La mulți ani. Dragă Florin, deoarece cuvintele nu mi-au mai rămas. Cred că am transpirat, nu știu. Ai transpirat.